Clubul sportiv școlar numărul 3 Suceava a luptat sâmbătă și duminică pentru medalii la campionatul național de poliatlon pentru copii 10-11 ani, competiție ce a înregistrat un număr record de participanți aproximativ 500 de la 57 de cluburi din țară. Delegația CSS 3 Suceava a fost compusă din patru sportivi, Cosmina Aaniței, Călin Moscaliuc, Ion Socoliuc, toți la 11 ani și Mario Diaconescu în vârstă de 10 ani. Călin Moscaliuc a reușit să obțină titlul de campion național în proba de 50 de metri liber cu timpul de 28 de secunde 57 sutim per performanța sa fiind la doar 20 de secunde de recordul național, 28-34 fiind recordul național în bazin de 50 de metri, dar și o medalie de bronz la 200 liber. Ceilalți sportivi suceveni au reușit să-și doboare recordurile personale în aproape toate probele, dar au fost departe de podium. Cosmina a Aniței, obținând locul 22 în proba de 50 fluture, Mario Deaconescu locul 14 în proba de 200 liber, iar Ioan Socoliuc locul 32 în proba de 50 bras. Alături de sportivii de la csc 3 Suceava a participat și Daria Lucan în vârstă de 10 ani, care este legitimată la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, dar se pregătește sub îndrumarea profesorului Cezar Moscaliuc din luna octombrie acestui an. Daria a înnotat excelent clasându-se foarte aproape de podiumul categoriei de vârstă la mai multe probe, locul 4 în proba de 50 liber, 5 în proba de 200 liber, fapt ce a condus la ocuparea locului 4 în clasamentul final de poliatron la categoria ei de vârstă, clasament ce desemnează cel mai complex sportiv, clasamentul alcătuindu-se prin cumularea rezultatelor transformate în puncte obținute la toate probele, sportivii fiind obligați să note toate probele din cadrul acestei competiții, a declarat profesorul Cezar Moscaliuc.